Te salut! În acest videoclip îți prezint 5 simptome care pot indica un injector defect la mașina ta, fie că ai o mașină cu motorul diesel sau pe benzină. Injectorul are rolul să pulverizeze combustibilul în motorul mașinii tale în cantitatea necesară cerută de ECU. Injectoarele moderne sunt controlate electronic de calculatorul motorului. Așadar, se poate regla cu precizie momentul și cantitatea injectării. În cazul unor motoare diesel prevăzute cu filtru de particule sau DPF, injectoarele au rolul să crească și temperatura filtrului de particule prin post-injecție. Și acum hai să vedem care sunt cele 5 simptome care pot indica un injector defect la mașina ta. 1. Probleme de relantii sau trepidații la motor. Pentru o funcționare optimă al motorului, este necesar să fie injectat combustibilul la cantitatea cerută de calculatorul motorului. În cazul în care un injector nu mai funcționează corect, vei putea observa trepidații la motorul mașinii tale, de asemenea, în unele cazuri, acul turometrului va fluctua. Motorul nu va mai funcționa rotund, iar în cazuri extreme, se va aprinde și martorul check engine pe bordul mașinii tale și te va avertiza despre faptul că ai o problemă tehnică la motorul mașinii tale. Bineînțeles, acest simptom poate avea mai multe cauze, printre care și un injector defect, așadar următorul pas firesc este să faci o diagnoză la mașina ta. În cazul motoarelor pe benzină, poți observa în timp real valorile trimise de sonda lambda de dinainte de catalizator. Prin intermediul acestor valori, poți interpreta dacă ai un amestec bogat sau sărac de combustibil. În cazul în care ai un amestec prea bogat de combustibil, poți suspecta, de exemplu, un injector care curge. Adică, cantitatea de combustibil care ajunge în motorul mașinii tale este prea mare. În cazul în care ai un amestec prea sărac de combustibil, poți suspecta, de exemplu, un injector blocat sau un injector înfundat. În acest caz, bineînțeles, cantitatea de combustibil care se injectează în motor este mai mică decât valoarea optimă. În cazul motoarelor diesel, poți verifica în timp real valorile de corecție de la injectoare. În cazul în care valorile au în față un minus, acest lucru înseamnă faptul că ECU încearcă să reducă cantitatea de combustibil injectată în motor, iar în cazul în care este o valoare cu plus în față, înseamnă că ECU încearcă să adauge mai mult combustibil pentru a echilibra funcționarea motorului. Fie că vorbim despre un motor diesel sau pe benzină, în ambele cazuri poți testa injectoarele dacă faci o interschimbare între ele. Adică iei injectorul pe care îl suspectezi că ar fi defect și îl muți la un alt cilindru unde ai avut înainte un injector care funcționa bine. În cazul în care problema se mută odată cu injectorul, poți confirma faptul că într-adevăr ai un injector defect. Problemele de ordin electric la injectoarele moderne sunt de asemenea semnalate prin aprinderea martorului check engine. Așadar, în acest caz, citind erorile din calculator, poți identifica la care injector ar fi problema. După acest pas, va trebui să verifici cablajul la injector, dar și injectorul propriu-zis. Semnul numărul 2 care poate indica un injector defect este lipsa de putere al motorului. Și acest simptom are de a face cu ce am explicat și înainte, adică pentru funcționarea corectă al motorului este nevoie ca injectoarele să funcționeze corect, să livreze exact cantitatea de combustibil comandată de calculatorul motorului. În cazul în care cantitatea este prea mică sau chiar prea mare, poți întâmpina probleme de putere la motorul mașinii tale. Semnul numărul 3. Fumul excesiv de culoare neagră. Fumul excesiv de culoare neagră, de regulă, indică un amestec prea bogat de combustibil. În acest caz, așadar, suspectăm un injector care curge, adică livrează o cantitate prea mare de combustibil în camera de ardere al motorului. Pe lângă faptul că motorul nu va mai funcționa optim, va crește și consumul de combustibil și vei observa fum negru
la ieșirea eșapamentului mașinii tale. Pe de altă parte, amestecul prea bogat poate să aibă și o altă cauză, de exemplu, pe partea de alimentare cu aer. În cazul în care ai o turbosuflantă defectă sau nefuncțională, la fel, poți să ai fum negru, adică amestec prea bogat, dar în acest caz, bineînțeles, vorbim despre o lipsă de aer. Așadar, și în acest caz, va trebui să faci o diagnoză pentru a determina care este cauza amestecului prea bogat de combustibil. 4. Probleme de pornire. Funcționarea corectă ale injectoarelor mașinii tale este absolut necesară pentru a avea o pornire ușoară al motorului. În cazul în care un injector nu mai funcționează sau nu funcționează corect, poți întâmpina inclusiv probleme de pornire sau, pe de altă parte, motorul se poate opri în mers. Și în acest caz, bineînțeles, cauzele pot fi multiple și altele în afară de injectoare defecte. Va trebui, prin urmare, să faci o diagnoză la mașina ta pentru a determina care este cauza exactă a problemei de pornire. 5. Emisii poluante în afara limitelor. Și în acest caz, dacă injectoarele nu funcționează corect, te poți trezi că nu-ți mai ies noxele la ITP sau la un control RAR. Și în acest caz specific, bineînțeles, va trebui să faci o diagnoză la mașina ta pentru a determina în mod clar care este cauza faptului că nu îți ies măsurătorile de noxe. Și acum, după ce am văzut principalele semne care pot indica un injector defect, să discutăm un pic și despre partea de prevenție. Așadar, cum poți prelungi semnificativ viața injectoarelor la mașina ta? În primul și în primul rând, trebuie să ai grijă să alimentezi mașina doar cu combustibil de foarte bună calitate, fie că vorbim de benzină, fie că vorbim de motorină. Un combustibil care conține apă sau impurități va distruge sistemul de injecție al mașinii tale. Apa din combustibil produce rugină care va bloca injectoarele mașinii tale. Pe partea de întreținere trebuie să schimbi în mod regulat filtrul de combustibil, să folosești doar filtrul de bună calitate și să ai grijă în cazul în care intervii la sistemul de injecție sau la sistemul de alimentare cu combustibil în general, să respecti cerințele de curățenie astfel încât să nu contaminezi sistemul. O altă posibilitate din punct de vedere întreținere este să folosești ocazional aditivi care se pot pune în rezervorul mașinii tale și care ajută la curățarea sistemului de injecție. Personal, nu am nicio recomandare în acest sens, nu am experiență cu aceste soluții, dar teoretic există și această posibilitate. Înainte să terminăm videoclipul, câteva cuvinte adiționale despre diagnoza injectoarelor defecte. Cum am mai menționat, bineînțeles, primul pas este citirea codurilor de eroare. În cazul în care detectăm o eroare electrică la un injector, prima dată trebuie să investigăm foarte atent cablajul și mufa injectorului respectiv. Cablajul să nu fie întrerupt sau cu izolația ruptă, iar mufa să nu aibă urme de oxidare înăuntru. Poți folosi un spray de contact pentru a curăța contactele. Cum am menționat de asemenea, prin intermediul unui tester poți urmări în timp real valorile de la sonda lambda, mai ales în cazul motoarelor pe benzină. Astfel, poți interpreta singur dacă ai un amestec prea bogat sau prea sărac de combustibil. În cazul motoarelor diesel, am menționat că trebuie să verifici valorile de corecție, care nu arată neapărat un injector defect, însă poți suspecta acest lucru dacă ai, de exemplu, o valoare foarte mare P+. De asemenea, injectoarele, când funcționează corect, au un sunet specific, aș zice un fel de țăcănit, care se poate asculta fie cu un stetoscop, dacă dispui de așa ceva, sau pur și simplu poți să pui o șurubelniță pe injector, în timp ce pe partea cealaltă, pe partea mânerului, asculți cu urechea ta dacă auzi sau nu acel țăcănit specific. Un injector care nu are acest sunet specific este suspect să fie defect.
La motoarele diesel în special, poți verifica funcționarea corectă al injectoarelor și cu metoda returului, adică vei putea măsura în timp real ce cantitate de combustibil dă fiecare injector în parte pe retur. Un injector care este blocat pe închis sau este foarte contaminat va da pe retur o cantitate mai mare de combustibil. Injectoarele sunt prevăzute cu așa numite O-ring-uri. În cazul în care aceste O-ring-uri crapă sau se deformează în timp, această etanșare nu va mai fi eficientă, practic vei pierde compresie la cilindrul respectiv și acest lucru poate contribui semnificativ la un mers neregulat al motorului. În cazul în care demontezi injectoarele, este indicat să schimbi toate O-ring-urile aferente. În cazul în care ai un injector defect, practic pentru soluționarea problemei ai trei variante. Fie cumperi un injector nou-nouț, care este de regulă destul de scump, fie cumperi un injector second-hand de la dezmembrări, sau a treia opțiune este să recondiționezi injectoarele din mașina ta. Atât recondiționarea cât și verificarea corectă al injectoarelor se face în ateliere specializate în acest scop. Cam atât am vrut să prezint astăzi despre acest subiect. Sper că ți-a fost de folos acest videoclip. Te invit să dai un like. Acest lucru mă ajută foarte mult în promovarea videoclipului meu pe YouTube. În cazul în care consideri că aceste informații pot fi utile și altcuiva, te invit să dai un share la videoclip. Mulțumesc și până data viitoare, drumuri bune!